Agitație mare astăzi la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj. Zeci de fermieri s-au înghesuit pe ultima sută de metri să depună cererile pentru subvenții. Până astăzi au fost înregistrate aproximativ 14.000 de cereri din rândul celor aproape 24.000 de fermieri. Termenul limită este de 15 iulie, dată după care vor fi aplicate penalități. În aceste zile, sediul APIA Gorj este luat cu asalt de fermierii întârziați care nu vor să piardă subvențiile. Îngrijorător este că opșile nu s-au prezentat deloc la APIA pentru depunerea actelor necesare. Fermierii prezenți astăzi la sediul APIA spun că au avut diverse probleme pentru care au venit pe ultima sută de metri. Probleme și acasă cu pământul, cu trebuie munci, trebuie să... și acasă. Mai sunt câteva zile, da, și ce să, asta este, dacă ne-am lăsat... Riscăm și sancțiunea cu dânsii, sunt șefii, noi suntem muncitorii. Am venit să depunem pentru APIA la vaci, pentru subvenție la vaci. Nu este cam târziu? Nu este, eu astăzi am cererea și astăzi am venit. Este o oște înființată acum și am avut și avem niște nereguli în cadrul membrilor oștii, care încă nu s-a stabilit ca număr cât sunt, care sunt și suprafața pe care o avem eligibilă. După termenul prevăzut de 15 iunie, fermierii întârziați riscă penalități. Practic mai sunt 3 zile lucrătoare, pentru că funcționarii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură lucrează și în zilele de sfârșit de săptămână, în care fermierii își pot depune cererea până la termenul de 15 iunie fără penalități. Procentul la care se așteaptă reprezentanții APIA Gorj să fie realizat la finalul campaniei de preluare a cererilor pentru subvenții este de 70% pentru acest an.